Eu chiar cred că schimbarea vine de la tine doar dacă vrei tu să te schimbi, nu poate altcineva să o facă în locul tău. În aceste videoclipuri încerc să te încurajez să-ți arăt că se poate să devii o versiune mai îmbunătățită a ta. Cu alte cuvinte, vreau să te învăț cum să ai încredere în tine. Dar astăzi o să fiu puțin mai direct pentru că vreau să îți arăt 10 metode prin care poți să capeți încrederea de sine atât de necesară pentru a avea succes în tot ce ți-ai propus. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți cunoști calitățile. Fiecare om se naște cu un set diferit de calități. Unii sunt talentați la sport, alții la comunicare sau la gândirea practică. Sarcina ta este să găsești lucruri la care te pricepi cel mai bine și să continui să-l faci până când devii un maestru în domeniu. Iar când încep să apară rezultatele, iar ceilalți te laudă, o să conștientizezi valoarea pe care o oferi comunității tale, iar asta te va face de neoprit. Al doilea pas este să ignori vocea negativistă. E vocea din capul tău care găsește tot felul de scuze și motive pentru care nu vei reuși să faci ce ți-ai propus. Asta pentru că subconștientului tău nu-i place să-și asume riscuri, pentru că riscul înseamnă pericol. E ca un mecanism de apărare împotriva prădătorilor care se află în întuneric, în necunoscut. Dar dacă vrei să câștigi în viața asta, trebuie să îți asumi riscuri, iar dacă pierzi, e o oportunitate să înveți. Așa că ia în considerare vocea negativistă din capul tău și fă-ți un plan să o mai calmezi. Dar nu o crede niciodată pe cuvânt. Al treilea lucru pe care trebuie să-l faci ca să ai mai multă încredere în tine este să nu asculți criticile neconstructive. Nimeni nu are perspectiva completă a motivației tale pentru care faci ceva. Nu te înțelegi și îți aruncă insulte gratis. Unii oameni chiar se hrănesc și au plăcere atunci când îi jignesc pe alții. Doar tu știi ce e cel mai bine pentru tine și dacă nu sunt critici constructive și sunt doar unele care au ca scop să te facă să te simți prost, e bine, nu le lua în calcul și mergi pe drumul tău. Al patrulea pas este să te dezvolți ca persoană. Poate că nu te afli într-un loc prea fericit în momentul ăsta și nu ai încrederea de sine ridicată. Și poate nici n-ai avut realizările pe care ți le-ai dorit până acum. Ei bine, a sosit timpul să lași ce e mai rău în spate și să încerci să evoluezi pe zi ce trece. Victoriile mici se vor transforma în victorii mari și îți vor oferi combustibil să nu renunți și să mergi mai departe. A cincea metodă este să te încurajezi. În fiecare zi înainte de culcare îmi spun o rugăciune și îmi spun că ziua de mâine va fi mai bună decât cea care trecuse. Dacă nu ai pe nimeni care să te susțină, fă-o singur. După fiecare reușită, spune în gând bravo, deși eu prefer cu voce tare. Fii fanul tău numărul 1. Al șaselea lucru pe care trebuie să-l faci ca să ai încredere în tine este să te înconjuri cu persoane pozitive. Asta poate să sune puțin ciudat în timpul unei pandemii, dar nu mă refer la acel tip de pozitiv, mă refer la persoanele care spun că se poate, care sunt acolo pentru tine și de la care poți lua exemplu. Sunt o grămadă care se plâng și au mereu mentalitate de victimă, dar niciodată nu e vina lor. Trebuie să scapi de genul ăsta de persoane și să te înconjuri cu persoane care își iau soarta în mâini. Persoane responsabile cu ajutorul cărora să ajungi sus, pentru că singur e greu. Al șaptelea pas este să ai un imaj al corpului încrezător. Mintea și corpul tău sunt interconectate, ceea ce înseamnă că poziția corpului tău îți influențează starea de spirit și invers. Când te simți trist sau dezamăgit, ridică bărbia din pământ și îndreaptă-ți spatele și dintr-o dată o să observi că te simți mai bine. La fel și când interacționezi cu oamenii și ai o poziție a corpului închisă, când îți încrucișezi brațele, înseamnă că ești timid și vrei să te protejezi. Stai drept și cu bărbia ridicată înseamnă că ai încredere în tine. Pasul 8 este să ieși din zona de confort. Asta înseamnă să intri în necunoscut, să încerci lucruri pe care nu le-ai mai încercat niciodată, să-ți asumi riscuri. Iar asta necesită curaj. De asemenea, este o oportunitate de aventură pentru că nu știi ce te așteaptă. Poți începe cu lucruri mici, ia un drum diferit către casă, încearcă mâncăruri noi sau începe o conversație cu un necunoscut în autobuz sau în magazin. Cu cât ești mai mult din zona de confort, cu atât vei ajunge să te cunoști mai bine și să ai încredere în tine. Penultimul pas, al 9-lea, este să te perfecționezi într-un domeniu. Cea mai mare bucurie, după părerea mea, este când îți găsești scopul pentru care lupți. Când îți găsești pasiunea, ceea ce iubești, ceea ce te face fericit, asta îți dă încredere în tine. Iar când ai deja o țintă, este mai ușor să treci peste obstacole, pentru că nu te gândești, mamă, nu o să reușesc, o să te gândești cum să fac să reușesc. Și în final, al 10-lea pas și cel mai important, nu te compara cu alții. Oamenii nu se nasc la fel, nu se nasc în aceleași împrejurări, nu au aceleași avantaje, deci nu te poți compara cu alții. Compară-te cu tine. Cu tine cel de ieri, cu tine cel din trecut. Vezi cum erai atunci și cum ești acum. E mai bine? Ai făcut un progres? Mereu puneți întrebările, cum pot să mă îmbunătățesc? Cum pot să inovez? Cum pot să îmi depășesc condiția? Chiar și cel mai mic progres va deveni în timp dacă ești constant ceva grandios. Iar asta îți va oferi cu siguranță încredere în tine. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o. Și să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legate de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acesta fiind spus, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita! Pune eu reușită, nu rateu! Pa, pa!